Caravana umanitară pornită din municipiul Hunedoara a ajuns joi dimineață în Vama Siret. La această acțiune s-a implicat activ lanțul de farmacii Catena, care a donat medicamente de primă necesitate, produse sanitare și tot ce este necesar în asemenea situații de război. Și angajații hunedoreni de la farmaciile Catena se implică individual pentru strângerea de materiale sanitare pentru oamenii din Ucraina. Pe lângă alimente, apă, pături, saltele, saci de dormit și alte produse, au fost pregătite donațiile de la farmaciile Catena. Acestea constau în medicamentele cu regim special pentru spitalul de pediatrie din Cernăuți. Aici sunt copii cu boli grave, cancere, metastaze. Pe lângă medicamentele cu regim special, sunt medicamente de primă urgență, produse sanitare, dar și pentru igiena intimă a copiilor. Spitalul din Cernăuți are mare nevoie de produsele sanitare și de medicamente. Și angajații farmaciilor Catena din județ țin să fie alături de oamenii din Ucraina și strâng benevol în nume propriu materiale sanitare. Vrem ca să simțim cu cei dragi nouă care acum în urmă cu vreo 7 ani de zile i-am cunoscut. Cu atât mai mult am suferit atunci cu ei pentru nevoile care le-au avut și acum vrem totodată ca să ne mobilizăm împreună cu biserica din care fac parte, Biserica Golgota. Ne-am mobilizat ca să fim parte cu ei, dorim ca să ne implicăm financiar, mai mult dorim ca să și donăm lucruri care ei au mare nevoie, sunt foarte solicitați din pricina multor refugiați care au ajuns în zona lor, mai exact în Cernăuți. Ei s-au mobilizat foarte mult de când a început toată această tragedie și oferă foarte mult suport celor care stau la vamă, le dau hrană, le dau îmbrăcăminte, copii care nu au lapte praf, nu au pamperi, sunt nevoi foarte mari. Putem să trimitem produse care în primul rând se găsesc în farmacie și care sunt de uz general. Deci produse pentru febră, de răceală, produse cu antibiotice de uz local, pansamente, vitamine, deci tot ce înseamnă consumul unei familii normale în perioadă de iarnă, de exemplu, cu probleme de răceală, de febră. Voluntarii au încărcat medicamente și produse sanitare extrem de necesare Spitalului de Pediatrie din Cernăuți, care a solicitat sprijin. Acest transport umanitar are și un caracter medical, ca să mă exprim așa. Managerul spitalului nostru a fost solicitat de către managerul unui spital de pediatrie din Cernăuți, zonă locuită preponderent de români, pentru a asigura o listă întreagă de medicamente și el a pornit la rândul lui o altă acțiune la spital de colectare a medicamentelor, tot din donații. Foarte mult s-au implicat cei de la farmaciile Catena, le și mulțumesc pe această cale pentru sprijinul care l-au acordat și practic un camion este încărcat doar cu medicamente. În principal este vorba despre antibiotice, despre ser, despre mânuși, despre medicamente pentru pediatrie, hrană pentru bebeluși, spirit sanitar, vată, tot ce ne-au cerut ei. Am încercat tensiometre, materiale și medicamente. Cam tot ce ne-au cerut, aproape tot. Am adus cumva aproape din toate farmaciile până spre Sibiu. Am, practic, pot să spun că am golit anumite farmacii astăzi. N-a fost greu, pentru că știm pentru ce am făcut-o și știm că aducem ceva, aducem o bucurie celor care nu au și le mulțumesc pe această cale voluntarilor de Crucea Roșie din Hunedoara. S-au implicat foarte mult, au venit cu drag aici. Bineînțeles că noi sperăm să termine războiul, nu cred că va fi așa și probabil că va urma și o a doua campanie. Caravana din Hunedoara a pornit miercuri seară spre Vama Siret. Conducerea primăriei Hunedoara a însoțit acest transport umanitar, iar joi dimineața au ajuns în Vama Siret. Primarul Dan Bobouțanu mulțumește tuturor celor care s-au implicat și au făcut posibilă această acțiune de suflet. Descărcat toate donațiile date de cetățenii municipiului Hunedoara. Este un tir care este aproape plin și care se va îndrepta către Cernăuți, deci practic toate donațiile, alimente, pături, saci de dormit,
și medicamente se vor duce la un spital de pediatrie din Cernăuți. Mulțumesc cetățenilor din municipiul Hunedoara care au donat alimentele și toate celelalte care, despre care am vorbit. Mulțumesc farmaciilor Catena care au donat un microbus de medicamente foarte important pentru spitalul de pediatrie din Cernăuți. Mulțumesc transportatorilor care au asigurat transportul benevol până în Siret. Și de asemenea mulțumesc băieților care m-au însoțit și au ajutat la descărcatul mașinilor noastre și încărcatul tirului. Să ne vedem cu bine acasă și Doamne ajută ca acest război să înceteze cât mai repede. Caravana din municipiul Hunedoara este o continuare a acțiunilor pentru oamenii din Ucraina. Consiliul Județean a trimis în Vama Isaccea corturi, pături, paturi, alimente și echipaje de prim ajutor de la Asociația Salvital.